Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod din Forza Horizon. Astăzi avem 90 Porsche Taycan Turbo S. Un competitor direct la Audi R6, să zicem, dar versiune electrică. Pentru că Audi încă nu are asta, așa că da. Hai să ne jucăm cu el. L-am pus pe specul de top speed. Între față. Are două trepte. Cum am văzut? Chestia aia din stânga funcționează. A, e în mile ăla din stânga. Am 120 de mile și de fapt am 194, am înțeles. Regenul nu funcționează. Dar funcționează ca nivelul de accelerație. Și tot nu se duce maxim, toate că îi dau maxim. Poate asta pentru că am motorul turnat. Exteriorul îl știți, să zicem. Interiorul, na, e cel care vă așteptați. Pe partea de motor, în schimb, are 1800, e upgrade-ul ăla de motor de 1800 și ceva de cai. Și din 1800 și ceva de cai, mașina tunată la maximum este acum, are o tonă 900 în loc de 2 tone 400, parcă. Destul de grea. Asta e la controlul. Pleacă foarte bine la 200, după aia trage foarte puternic și pe treapta a doua până la 300. Bine, acum urcăm. Dar totuși trage destul de consistent. Aici a fost greșeala mea. E dificil cu tracțiunea. Parcă are prea multă putere și prea puțină greutate. Trage foarte tare și pe a doua. Nu când urcă, în schimb. Uite, 400 și se duce. Și capează aici la 445. Cam asta e un puțin pantă. 448 și nu merge să-i dea mai mult, din păcate. Am încercat. Vă arăt imediat. Tuncar, gearing. Așa arată. 44.6 și orice fac, nu pare să vrea să meargă mai sus. Nu m-am uitat pe aici să văd dacă există mai sus de 448. Uite, toate au 400 sub, 459, 450. Vă zic mie de ce au 450, au pus aripi pe aia pe spate. Și da, aia îți va da control îmbunătățit, îți va da downforce pentru că ai nevoie destul de mult. La momentan asta pare să fie limitarea. Adică, hai să încercăm. Deci avem 2.42, da? Ne ducem așa. Și a scăzut, lol. Da, vedeți? Pare că e o limită. 4.47. Deci nu ducem mai sus, pur și simplu. Acum și urcăm. Coborăm. Okay. Și parcă nu mai are putere. Oh! Uite, asta e cel de tracțiune. 1850 de cai cu mașina de tonă 900. E aproape 1 pe 1. Ceea ce o face de foarte distractiv de condus, pare o weight to ratio foarte bun. 448.6. Pe frână are puterea să blocheze roțile. Bine, paranteza ar fi cu tuning-ul de top speed, dar treapta întâia 0-200, ăsta e regenul, ăsta e regenul, deci eu nu frânez, acum uite, pot să vă arăt. Deci vedeți acolo în dreapta am throttle și brake. Și acum fiți atenți, din 200, am luat mâna din accelerație, eu nu frânez. Ăsta e regenul mașinii, uitați cât de agresiv este. E one pedal drive, fără să am opțiunea să schimb. Se și oprește? Se decupează la 5 la oră? Da, s-a decuplat 5 la oră. S-a oprit totuși. Nu știu dacă s-a... Sunt în pantă totuși. S-a oprit că a vrut ea, nu că... Nu... Că fizică. Să zic așa. Deci... Dar da, plecarea după loc este... Misiune imposibilă. Ce n-am observat? Rotile de spate nu virează pe suspensia race. Parcă nici pe suspensia sport. Cred că în realitate virează spate. În fine. Hai să mergem degeaba aici. Vreau să
pun jucăria aia pe spate, să dau downforce la maxim, să văd cât de mare impactul. Nu cred că va fi prea mare impactul. Deci, în general, te chinui să pui tracțiunea la sol, indiferent de ce faci, pentru că treapta întâia este foarte agresivă. Deci, la bară în fața ai decât astea două. Pe spate chestia asta care arată ridicol, de-aia nici n-am pus-o, dar handling 5-4, braking 9, off-road 5-1. E, vezi, de la S2-9-5-8 scade la 9-5-3. Față de chestia asta, îmi va da opțiunea să pun 1893 de cai. Și mașina are 1967. Deci, na, și un cuplu de 2300. E motor generic care l-au pus și de la Forza, există pe mai multe vehicule electrice motorul ăsta, da, aia e. Așa. Deci, în teorie, ăsta rămâne așa. Uite, 417 de la 448, doar pentru că ăsta, și dacă îl dau la minim, tot nu va fi 448, că fiți atenți. Vezi, 430. Deci, cu toate că e cea mai puțin agresivă poziția aia, de aripa de spate, vreau să zic, cea mai ușor unghi, totuși 267 și e suficient să te frâneze de la 447 la 430. Dacă nu era maxim, scade sub 400? Scade, 392. Realist vorbind, dacă vei conduce această mașină la circuit sau la sprint, condiția care un S2 foarte puternic, nu o să ai nevoie de acel downforce. Și acum dacă vedeți total stânga, bă, altceva, înainte îmi fugea spatele la virajul, să-l facea așa, uite. Acum se ține, pur și simplu, se lipește de stradă, foarte mișto. Accelerează foarte greu, în schimb, în a doua după 300, trage greuț. Bă, se simte bine de tot chestia aia pe spate. Nu pot să neg chestia asta, adică dacă vrei sprint sau circuit, e cam un must, adică gen ai nevoie de ea, pur și simplu. Altfel, deci n-aveți idee, până orice dreapte ești, intră foarte ușor în drift, la Ferrari pe aia de spate. Am dus. Nu? Doamne, cât de agresivă e treapta întâia. Și agresivă în condiția în care totuși e setată pentru top speed, adică are atâta putere. Cât e ciudat. Îmi place sunetul care îl face, mi se pare că e autentic. Așa. Invers. No. Bun, deci, cam hotărât. Deci, pentru sprint circuit, puneți chestiuța asta în spate, dați-o la maxim, merită, chiar merită. Nu v-am alta playlist-ul. Deci aveți aici să conduci un Lincoln Co. 03 Plus, mașină electrică simpatică. Aici aveți Cupra Audi 2022, am făcut video cu ea. Acum să vă ce să vedeți, o mașină foarte interesantă și distractivă, zici că e un kart electric. Foarte, cu foarte multă aderență și foarte distractiv de condus. Astea sunt curse care le-am făcut să farmez mașina. Am făcut cursa asta de 10 puncte, 3 puncte, 3 puncte, 2 puncte și am mai avut astea două care s-au luat de la un sezon la altul cum ar veni. De la un an ultim la altul, de la sezon. Și acum
Să facem de drift, zic. Pentru că, de ce nu? Mi se pare că... Pe bune. Suspensii de drift. A, da, atâta. A, așa. Aici. Diferențial de drift. Cutia de viteză nu te poți atinge de ea. Am pus cea mai mare de asta. Așa. Drift tire. Și o să fac chestia asta pe spate că arată, nu știu. Ar trebui să fie un lip ceva mic aero, dar al mașinii care să iasă din partea de sus a acoperișului și ar trebui să fie ceva super subțirel așa, n-ar trebui să fie ceva mare. Și asta să rămână pe la minim, n-avem nevoie de data downforce pe față. 447. Asta e în cauza cauciucurilor. Nu contează. Oricum o să pun înapoi pe top speed, vă dați seama. Dar uite ce ziceam, a doua, și dacă virez aici, uitați cum pleacă spatele. Acolo i-am făcut eu contra sensul, la fel aici dacă virez, uite. Când ai, ați văzut când aveam bara de față, bara de spate, n-aveam probleme. Mamă, cât a discul pe față. Da. Pe aici. Și ne întoarcem. Bun. Mă. Hai să vedem. Greutatea trebuie să mă învăț un pic cu ea și cu accelerația asta agresivă, că am impresia că o să mă lovesc de parapet sau o să ies de traseu. Destul de ușor. E o mașină cu o tonă 900, cu 850 de cai și... Partea bună e că din motiv de accelerație și maschează greutatea un pic. Partea proastă e că trebuie să estimezi foarte bine în funcție de greutate cu ce viteză intri în viraj. Altfel e să sari după munte foarte ușor. Opa, așa. O, până acum se conduce mai bine cum așteptam. Chiar e destul de ușor de făcut drift pe ea. Greutatea o simt, dar dacă nu forțez accelerația și nu forțez prea multă viteză pe viraje, e foarte ușor de anticipat un pic direcția, știi? Se simte o lui drive-ul, din păcate. Bine, diferența la drift e mai mult acțiune în spate, clar. Dar... Bine, am ajuns la 200. Trebuie să o întorc și trebuie să scadă la 100 și ceva, doar ca să poți să-i schimbi direcția, ca să se tot duce în direcția aia, adică... Chestia asta, care o fac acum, a fost atât de ușor încât n-aveți idee. Doar din accelerație am făcut-o. Deci e o chestie foarte bună. Uite, rotă invers, așa. Am impresia că vrea să rotească rodul tot când ajunge în unghiul extrem și mi-e frică că se învârte de spate. A spart o perete. În afară de asta, cu 90 la oră în virajul, am frânat, am poziționat-o și totuși aici m-am niște îmbălării cu ea. Mica problemă cu mașinuța asta la drift aici e să-ți controlezi viteza, pentru că accelerează foarte repede fiind oul de drive. În momentul în care se îndreaptă un pic, simt să prindă viteză de rapid. Ce să zic?
e cum așteptam, să zic așa, adică e super ușor de făcut drift cu ea. Partea bună e controlul, e destul de bine echilibrat fața cu spatele, încât o face ușor de drift, să zic așa. Chiar să intru acum să mă uit un pic la multiplicatorul ăla. O să intrăm aici la tuning să ne uităm un pic. Diferențial, deci e 10% față, spate e 100% și da, acționează 89% spate, e ciudată configurația. Hai să mergem cu ea un pic în oraș. Nu Rally Adventure, World Map. Uite, vreau să ajung pe zona asta. O să conducem până acolo. A, da, vreau să bag în puncte. Că de ce nu? Bun. Da, deci man. Oh. Mă așteptam să fie bună mașina, dar chiar e bună în mai multe categorii. Faptul că e un S2 mi se pare puțin ciudat, mi se pare că trebuie să fie un XXX mașina asta. Afară de greutate, partea de control, de accelerație, de cât de manevrabilă e, nu se compară. Deci, eu cred că mașina asta bate orice S2 în ultimul hal, pur și simplu îi dă rușine din toate direcțiile. N-ai cum, n-ai cum să se poate așa ceva. Turn right. Multă viteză. Turn left. Da. Oh. Ah, mă, la cu dublu vieță. Dar am pierdut punctele. Recalculating route. Talpă. Da, poate să prindă patinaj și cu cauciucul ăsta de drift și să accelereze atât de agresiv. Uitați-vă și voi pe urcare și gen... Tot distruge cauciucul mașina asta. Deci, mașina asta, dacă joci cu tire wear, cred că o distrugi în timp record. Nu cred că există comparație, pur și simplu este... E ceva ridicol rău de tot. Așa. Dar noi, nu știu așa, vreau în cealaltă parte. Pupi. Uite greutate. Zăt, cum am început să acces mai tare și am început să o forțez, am început să ducă ușor, ușor într-o direcție în care nu vrei. Și decât dacă frânezi un pic și o controlezi. Da. Virajul ăsta, cercul aer. Na. Ăsta ar fi puțin mai bun, că îți dovezi să faci cu vreo 120. E și o mașină mare. Te duci cu 120 constant. Acum țin total stânga, ca să înțelegi, și de puțin accelerație la 40%. Păi aia când începe să ia 100 plus, începe să iasă în exterior.
Mamă, deci în momentul în care îi dau blană și topește cauciuc cu asta cel în 200 la oră, pur și simplu, parcă nu mai contează aderența și începe să duce în bălăie, să duce pe melea gurlei, nu are nicio treabă. Dar da, ăsta a fost Porsche Taycan Turbo S. Recomand mașina asta cu încredere. Pentru un S2 este ceva absolut super ușor de condus, distractiv, manevrabil. Doar trebuie să aveți grijă ce tuning vreți să faceți și în funcție de asta o să fiți plăcut mulțumiți de ea. Se comportă ca un Rimac Nevera un pic. Foarte aproape de ea, la nivel de accelerație și la... Nu la control, la control cu aerul pe maxim, altfel nu. În afară de asta, eu zic că merită. Ăsta a fost video-ul meu, sper că v-a plăcut și până la următoare, la revedere! Pa, pa!